Universitatea Cluj a avut mult de muncă pentru o victorie cu Sportul. Machado a ratat incredibil în minutul 19 singur cu Popescu. La reluare, golul lui Ferfele a fost anulat pe motiv de offside, iar Matache a blocat senzațional șutul lui Curelea. În minutul 81, Voican a deschis scorul cu un șut din interiorul careului, iar finalul le-a aparținut tot ardelenilor. În al doilea minut al prelungirilor, Boștin a înscris din lovitură liberă, dar bucuria sa a fost taxată de centralul Colțescu, care l-a avertizat. Mijlocașul a reacționat violent și a smuls arbitrului cartonașul din mână, gest pentru care a fost eliminat. S-a încheiat 2-0 pentru Universitatea Cluj, care are 4 victorii în ultimele 5 etape.